Vorbe aspre au fost direcționate spre primarul în funcție Ion Lungu la ședința de analiză a rezultatelor obținute la alegerile locale de PNL Suceava. Trădare și ipocrizie. În cuvântul său, vicepreședintele PNL Suceava, fostul ministru Daniel Cădariu, l-a identificat pe Ion Lungu ca fiind principalul trădător și a cerut excluderea lui din partid. Președintele Organizației Municipale PNL Suceava, Lucian Harșovski, în expunerea lui a afirmat că primarul Ion Lungu a făcut campanie totală împotriva lui, având o înțelegere cu cei din opoziție și să-l sprijine pe candidatul PSD Vasile Râmbu. Pe de altă parte, prin vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ian Balan, consideră inclusiv că declarația nefericită de miercuri a primarului Ion Lungu, când a spus că încă nu i s-a propus să fie city manager la primăria municipiului reședință de județ, dar dacă îi se va propune, nu va refuza, dovedește că tot ceea ce s-a vorbit ca fiind un blat politic s-a întâmplat. Vedeți colaborând cu viitorul primar, avizați postul de city manager în Suceava? Nimeni nu mi-a propus acest lucru, dar în același timp vă dați seama, ca să fim realiști, s-au folosit proiectele mele în campania electorală, asta e, sunt proiectele mele de suflet pe care lucrez de zeci de ani la ele. Sunt cel mai interesat ca să le implementez. N-am nicio ofertă, dacă voi avea, voi analiza. Într-o normalitate așa ar fi. Într-o normalitate așa ar fi, mai ales că și PNL-ul are 6 de la 10, 12, 6, da. PNL-ul are 6 consilieri, într-o anumită normalitate așa ar fi, ca și PNL-ul să aibă un post de viceprimar. Ca să fim foarte realiști, ultimul cuvânt în numirea viceprimarului l-are primarul. Da, eu când nu am avut majoritate în 2012, deci am avut atâta noroc și, bun, eu sunt un om al păcii, nu sunt un conflictual. Dar partidele care au câștigat, domnul primar, PNL-ul, ai atâția, 6, care le-ai viceprimar? PSD-ul, ai 7, care le-ai viceprimar? Eu mi-am luat. Așa mi se pare corect, adică că ați fost lucrat, dacă să-l bagă pe gât, hai să fim serioși. Deci aici, ultimul cuvânt, domnul Râmbu, dacă discutăm de o posibilă colaborare, are asupra viceprimarului, nu eu. Sau nu PNL-ul. Trebuie să fie, în primul rând, compatibil cu domnul Râmbu. Totodată, deputatul Balan a spus că ședința s-a desfășurat cu mandatul de președinte al lui Gheorghe Flutur pe masă, iar acesta, la insistențele celor 20 de primari care au luat cuvântul și l-au rugat să nu demisioneze, acesta a răspuns că va rămâne alături de echipă.